Vreau să vedem aceste vergeturi, asta e pielea noastră. Ea este întinsă peste corpul nostru, da? În momentul în care apare țesut adipos în exces și pielea se dilată rapid sau când slăbim rapid, da? Și dispare acel țesut adipos, ceea ce se întâmplă cu pielea noastră este că, uite, în cazul de față, dacă luăm rapid în greutate, zicem, lasă, acum au trecut sărbătorile, o să slăbesc eu, o să le dau jos, că o să alerg, iată ce se întâmplă cu pielea. Crapă. Așa se întâmplă? Practic, nu crapă, dar rămân aceste semne, concret. Aceste vergeturi. Se rupe, practic, pielea. Este o cicatrice, această vergetură. Pierdem din elastină și din colagen și atunci capacitatea elastică a pielii fiind depășită, uite că ajungem să avem vergeturi. Au apărut vergeturile. Ce facem cu ele? Ne apucăm să le tratăm. Există două tipuri de vergeturi. Vergeturi roșii, care sunt proaspete, și vergeturile albe, care sunt vechi. Dacă noi intervenim în stadiul destul de devreme, adică în stadiul roșu, avem șansa să obținem un rezultat de rezoluție 100%, adică să le tratăm complet. Nu poate să treacă de la sine cele roșii, să le lăsăm să aștepte? De regulă nu trec de la sine, pentru că odată ce pielea s-a rupt, s-a destins, este ca o cicatrice pe care am dezvoltat-o și nu o să mai treacă. Și concret, ce tipuri de tratamente avem? Adică, Primul pas pe care face orice femeie este să se ungă cu tot felul de uleiuri, de creme, de geluri. Ideal ar fi să se ungă înainte să apară vergeturile. Aceste creme sunt mai bune pentru prevenția vergeturilor. Vorbim de uleiuri vegetale care sunt eficiente, substanțe precum tretinoin, ceva hidratant oricum. Odată ce au apărut, doar dispozitivele medicale pot fi cu adevărat eficiente și vorbim special de tratamente laser. Mergem mai departe cu niște boabe de struguri care conțin, printre altele, resveratrol. Care previn îmbătrânirea prematură a pielii. Mm-hmm. Ai și niște pește aici. Avem pește. Și avem aici omega-3 și colagen, nu? Da. La ce ne ajută omega-3-ul? Este o grăsime bună, în sfârșit, omega-3-ul. Noi îl prescriem inclusiv pacienților care au probleme cu acnea pentru că reglează nivelul de sebum. Omega-3 asigură sebumul bun, protector, la nivelul pielii.